Geçiş çam lan. Açtı deşa tetro, şişti deşa çamlar. Da, ya de barat çam, la din asta. Am luat fidget pina, perca para non corect. Acum peste tot pe internet, toată lumea vorbește despre această jucărie. Și eu când am văzut așa ceva, am zis că o fi o panoramă și că nu merită să cumpăr, dar când am cumpărat-o, am zis că merită, trebuie să încercați și voi așa ceva, este foarte distractiv. La un moment dat m-a prins ploaia și chestia asta a fost expus la apă, s-a udat și a ruginit și din cauza asta nu se mai învârtește la fel de mult cum era înainte. Doar că s-a întâmplat ceva foarte interesant. Din cauza asta a devenit cel mai gălăgios fidget spinner. Deci, dacă se mână, nu face foarte multă gălăgie, dar dacă o pun pe masă, ascultă. Și din cauza că asta este puțin stricată, tot se mai învârtește de mai puțin, m-am dus la magazin și am cumpărat altele. Am unul chiar aici. Este chiar aici și se învârtește destul de bine. Nu știu de ce i-a căzut asta de pe partea cealaltă. Are un mic defect. Când o pun pe masă așa, se învârtește mult, dar când o ia așa în mână, nu prea se învârtește. Se învârtește foarte puțin. Și am mai luat încă una. E chiar aici. Uitați, e cam așa arată. Este galben. Îmi place foarte mult ăsta. E foarte liniștit. Și se învârtește foarte mult. Doar că ceea ce este interesant este că este mai mic decât unul normal. Ia să fac comparația. Oricum, aș vrea să măsor fiecare, să văd cât de mult se învârtește și vin imediat cu rezultatele. Gata. Am măsurat la fiecare cât timp se învârtește. Iar la asta albastră se învârtește 22 de secunde pe masă, iar 33 de secunde în mână. Apoi ăsta negru se învârtește 37 de secunde pe masă și 12 secunde în mână, ceea ce este o scădere, nu știu de ce. Iar ăsta m-a surprins foarte mult, se învârtește 40 de secunde pe masă, dar se învârtește de 3 ori mai mult în mână, 2 minute și 11 secunde. Este uimitor. Și puteți face provocări interesante cu așa ceva. De exemplu, puteți să încercați să învârtiți și să-l țineți doar pe un singur deget. Dar știu, cu degetul mai este cel mai ușor. Cu celelalte degete este mai greu. Sau aș putea să încerc să suflu în așa ceva până când se învârtește foarte rapid. Și cam asta a fost tot ce am avut de zi. Totuși, sper că v-a plăcut acest videoclip și ne mai vedem data viitoare. Pa!